Dacă te-ai simțit nedorit, respins, urât, disprețuit, într-o perioadă a copilăriei tale, trauma poate fi bine întipărită în mintea, inima și corpul tău. Acesta este un ghid practic de vindecare destinat atât specialiștilor cât și un ghid self-help pentru publicul larg. Prin exemple practice, cartea aceasta îți ghidează pașii de la moștenirea toxică a trecutului la o viață armonioasă și plină de sens. Iată, dragii noștri, vorbim astăzi despre recuperarea în urma traumei, abuzului sau neglijenței emoționale din copilărie, PTSD, 13 pași esențiali ai procesului de vindecare de Pete Walker și alături de noi, vă arăt și cartea la cameră, alături de noi, Sebastian Olar, traducătorul cărții și nu greșesc dacă spun prietenul lui drag, Andrei Găitănaru, psihoterapeut, pentru că știu că vă leagă o frumoasă prietenie. O carte, aș spune eu, importantă și aș începe, Sebastian, cu tine. Cum ai simțit această carte? Cum ai simțit acest autor? Și cât de important este în space, în spațiul, în peisajul editorial românesc, o carte care, iată, vorbește despre recuperarea în urma traumei, abuzului sau neglijenței emoționale din copilărie. Și bineînțeles, probabil că pe parcursul discuției noastre, pentru că așa mi-e obiceiul, eu am să fac legături și conexiuni cu alte cărți din portofoliul editurii Herald care dezbat aceeași problematică, care din punctul meu de vedere ar trebui tot mai mult discutată în spațiul public și în mass media, și anume abuzul și traumele și cum ne recuperăm, cum ne vindecăm de acestea. Sebastian. Da, într-adevăr, nu pot să afirm că am citit exhaustiv această temă a traumei, nici pe departe aș putea spune. Însă ceva lecturi am la activ și am început cu poate niște titluri care au fost foarte importante, de la Gabor Mate sau până la Besser van der Kolk cu The Body Keeps the Score. Nu știu exact care e traducerea în română sau dacă există, am citit-o în engleză. Sunt lucrări foarte, foarte importante și multe sunt date și ca referință, într-adevăr, cum spuneai tu, Sorin, la multe titluri din portofoliul editurii Herald. Pe măsură ce citești cartea, sunt făcute multe trimiteri către subiecte foarte specifice, cum ar fi rușinea sau alte forme mai specifice. Dar, la fel ca și mulți alți cititori internaționali ai cărții, care dau acolo niște testimoniale în debutul volumului, am avut și eu impresia că, într-adevăr, într-un fel, nu știu exact cum poate să facă Pete Walker lucrul ăsta, dar într-un fel foarte ciudat, aș putea să spun, efectiv am avut senzația că cineva a pus punctul pe ei sau a pus degetul pe rană, cum se spune. Efectiv, niște lucruri pe care nu prea mi le explicam, totuși citind destul de mult și fiind eu însumi într-un proces psihoterapeutic, nu știu, efectiv am avut impresia că cineva, efectiv, un sentiment ăla de eliberare, că wow, someone finally gets it, nu vine să cred că cineva a numit chestia aia și un sentiment incredibil de mare, de ușurare. Și ăsta a fost și motivul pentru care am decis să traduc cartea, pentru că, nu știu, parcursesem, cred, 40 de pagini din cartea în limba engleză și, efectiv, nu mă opream din, nu știu, sentimentul ăla de aha moment peste aha moment. Eram în Cluj, țin minte, eram pe o bancă unde citeam în Parcul Central și eram, nu vine să crede, deci, efectiv, fiecare pagină, fiecare cuvânt mă atinge într-un mod foarte, foarte puternic. Și atunci mi-a venit ideea să traduc cartea asta, a fost povestea interesantă. Am zis, nici nu vreau să știu ce mai este în continuarea cărții, dacă în astea 40 de pagini în halul ăsta m-a atins. Mă mai întrebase și o prietenă dacă nu cumva știu dacă există titlul în limba română și când m-a întrebat și lucrul ăla am zis, știi ce, din câte văd nu există, dar în momentul ăsta o să încerc să-i scriu autorului, nu aveam nici cea mai vagă idee cine e Pete Walker, nu știam dacă e în viață. Am aflat că are un website și că este un autor care, din fericire, este printre noi. Și în acel moment i-am scris un mesaj. Am aflat că este în vârstă de 82 de ani, acum probabil 83.
Și am scris imediat un mesaj și am zis, îmi place atât de mult cartea dumneavoastră și mi-ar face mare, mare plăcere să pot să o traduc și să o fac disponibilă și pentru mai mulți locuitori ai țării unde locuiesc și eu, pentru că consider că este foarte, foarte, foarte mare nevoie de vindecare în felul în care poate și anumite trăsături culturale din zona noastră impactează creșterea și dezvoltarea copiilor. Și am avut norocul să-mi răspundă foarte rapid, să-mi spună că e bucuros că o să fac asta și restul e volumul care care a fost lansat acum. Asta e povestea pe scurt. Ca să fac o mică glumă, mi-aș dori să mai ai astfel de aha-uri și de click-uri și cu alte cărți interesate și să iei această inițiativă de a scrie autorului și să-i propui, uite, o carte care ar fi cerută, căutată, citită, iubită de către publicul cititor român. Și așa cum spuneam ceva mai devreme, citind titlul acestui volum, mă gândeam, automat mi-au venit în minte și alte cărți. Tu deja l-ai amintit pe celebrul Gabor Mate, care va și veni în luna octombrie la București la niște conferințe. Și mă gândeam la cartea pe care editura Herald o pregătește să apară de la tipar. Este vorba despre mitul normalității a lui Gabor Mate, boala și vindecarea într-o cultură toxică și, bineînțeles, alte două titluri ale unei autoare foarte dragi mie, Lindsay Gibson, Copiii adulți ai părinților imaturi emoțional și continuarea, ca să spunem așa, vindecarea traumelor provocate de părinții imaturi emoțional, pentru că practic asta spune și Pete Walker în această carte. Iată, vorbim despre recuperarea post-traumatică în urma traumei, abuzului sau neglijenței emoționale de care, din păcate, am avut parte în copilărie. Și cred că mai ales generația, o spun în nume propriu, personal, mai ales generația 40 plus 50, da? Mă văd de acolo, din păcate. Andrei, un citat mie mi-a plăcut foarte mult. Părinții care abuzează și abandonează ne pot răni și abandona la multe niveluri. Cognitiv, emoțional, spiritual, fizic și relațional. Aș adăuga eu pentru spațiul românesc, din păcate, și cel sexual. Imediat ducându-mă cu gândul la fetițele de 10, 8, 7, 12 ani abuzate din punct de vedere sexual, poate chiar de rude, și despre care nu știe nimeni nimic sau se vorbește foarte puțin în mass media, din păcate, și ele trăiesc într-un perpetuum, într-un continuum sentiment de rușine. Apropo de rușinea de care vorbea Sebastian mai devreme. Ca să te recuperezi, trebuie să înveți cum să te autosusții pentru a satisface nevoile de dezvoltare nesatisfăcute la fiecare nivel care este relevant pentru experiența ta traumatică din copilărie. Pete Walker spune în carte că avem nevoie pentru a trece, pentru a ne recupera, cum zici tu, avem nevoie de un comitet de reparentare. Comitetul ăsta de reparentare este format din terapeutul cu care ai putea lucra, cu prietenii tăi, dar nu orice fel de prieteni, prietenii care poți avea încredere, cărora le poți destăinui punctele tale vulnerabile și cu care poți vorbi despre ele. Grupuri de susținere, grupuri psihoterapeutice și cărți. Și cum este inclusiv această carte. Cartea lui Pete Walker este scrisă din acest motiv și cred că unul dintre lucrurile care o face să fie atât de extraordinară e faptul că este realmente rodul la 30 de ani de studiu a CPTSD-ului, adică a sindromului de complex de stres post-traumatic. 30 de ani de studiu și o viață de confruntare cu CPTSD-ul, pentru că Pete Walker o spune în repetate rânduri și descrie felul în care el însuși s-a confruntat
cu traumă, de fapt. N-a zice că este neapărat o carte de self-help. A zice că este mai degrabă o carte care te ajută să înțelegi că nu ești singur și te ajută să înțelegi cu ce te confrunți. Da. Este o carte scrisă din durere. Este o carte scrisă din durerea confruntării cu trauma. Am avut adesea sentimentul că citesc un fel de Alice Miller, care a fost și ea tradusă la editura Herald, mai multe volume. Este un fel de Alice Miller mai jungiană. Este un fel de Alice Miller care... Alice Miller îmbibată cu Donald Kalshen. Exact la Donald Kalshen mă gândeam eu, la Kandaharul copilăriei noastre. Da. Kandaharul copilăriei noastre traumatizate, cum spune el în Trauma și Sufletul. Este... Pentru că atunci când Pete Walker vorbește despre criticul interior, de fapt, în multe feluri descrie ceea ce Kalshen numește ca fiind mecanismul arhetipar de apărare sau acel self-care system, care îmbracă foarte adesea vocea, se îmbracă cu vocea unui personaj coroziv, destructiv de-a dreptul, care își dorește să țină, să prezerve inocența rămasă din copilul rănit. Deci cartea lui Pete Walker, zice, în cartea lui este vorba despre cum să pui bazele acestui comitet de reparentare, cum să înveți să recunoști mișmașurile criticului interior, cum să le gestionezi emoțional, cum să înveți să te detașezi de ele. Cum să recunoști de fiecare dată ce înseamnă un flashback emoțional. Și aș vrea, uite, chiar să trimit către descrierea pe care el o face, flashback-ul emoțional, pentru că mi se pare a fi extrem de puternică. Și știi, când am citit, cu mică paranteză, când am citit cartea lui Pete Walker, nu aveam un plan să o citesc, dar a venit de la Sebastian și a zis, hai să văd bunul meu prieten, fratele meu, cu ce s-a ocupat, ce a tradus. Mă apucam să o citesc și cred că am pățit ce a pățit el. Am citit câteva pagini și n-am mai putut să o las din mână. Am zis, wow. Cumva ce mi s-a părut fantastic nu era neapărat ce spune. Că, ok, poate din perspectiva meseriei mele nu sunt neapărat lucruri noi, dar felul în care le spune au o putere și o percutanță imensă. Sunt, după cum spuneam, se simte că sunt trecute prin laboratorul suferinței proprii. Se simte că sunt trecute prin travaliul lucrului cu oameni care au avut aceeași suferință. Nu este o carte îmbibată, să zicem, de bibliografie. Este o carte îmbibată de conștientizări și internalizări și de transformări. Când vorbește despre ce înseamnă tulburarea complexă de stres post-traumatic, Pete Walker spune că aceasta este o formă mai gravă a tulburării de stres post-traumatic, diferă față de acest sindrom traumatic, mai cunoscut prin 5 dintre cele mai comune și problematice aspecte. Flashback-uri emoționale, rușine toxică, abandon de sine, un critic interior neiertător și anxietate socială. Flashback-urile emoționale reprezintă poate cea mai notabilă și definitorie caracteristică a CPTSD. Supraviețuitorii abandonului traumatizant sunt extrem de susceptibili la flashback-uri emoționale dureroase care, spre deosebire de PTSD, nu au în mod tipic o componentă vizuală. Și acum e acum. Flashback-urile emoționale sunt regresii subite și adesea prelungite în rolul copleșitor de copil abuzat, abandonat. Aceste stări pot include teama covârșitoare, rușine, alienare, furie, doliu și depresie. Include de asemenea activarea nenecesară a reacțiilor noastre instinctuale de luptă sau fugă. Citind realmente și acest pasaj, îmi dau seama că e încă o dată mai clar și faptul că în experiența mea de cabinet foarte multe dintre persoanele cu care lucrez se pot încadra aici. El, Pete Walker, are și un moment interesant în care cumva pune sub semnul întrebării practica diagnosticării practicată în cabinetele de psihologie clinică sau în contextele psihoterapeutice.
Aici este puțin, poate, să zicem, unghiul lui poate îngust. Consideră că, de fapt, adesea în spatele a ceea ce noi numim narcisism, tulburare narcisică sau depresie sau borderline, foarte adesea, de fapt, se află CPTSD-ul. A zice că da, în măsura în care toate aceste patologii sau tulburări sau moduri de formare și de deformare a personalității au în spate o traumă. Ori aici se simte foarte mult exact influența lui Donald Calshed, care spune că într-un fel psihanaliza și mai ales, să zicem, psihanaliza jungiană a cam uitat de traumă. De trauma de care Jung și Freud vorbeau inițial și de la care porniseră. De aceea, de pildă, în textele lui Donald Calshed se simte această revenire pe trauma, asupra traumei, asupra lucrului cu traumei, nu cu diverse forme de diagnostic. Nu că n-am putea lucra, pentru că, în fond, și celelalte forme de diagnostic au în spate o traumă care trebuie explorată, îi trebuie găsită originea și, într-un sens, jungian, direcția către care rana pe care ele o produc ne direcționează ca spre o resursă. E o carte pe care o recomand cu multă bucurie. Nu o recomand oricui, evident, pentru că nu vreau să pun în cârca altuia nevoia mea. Dar pentru oricine se regăsește, de fapt, în această situație a confruntării cu efectele unor abandonul emoțional, de fapt, a neglijenței emoționale, a depresiei de abandon. Mă rog, aici e ușor pleonastic expresia, pentru că depresia are în spate o formă de abandon. Această carte poate oferi extrem de multe resurse și, cum spune Pete Walker, ea nu se adresează mai ales celor care au trecut prin abuz sexual sau fizic. Da. Da, pentru că el spune explicit că și în Statele Unite rata de abuz sexual asupra copiilor, din păcate, este foarte crescută. Și spune că, de fapt, mai degrabă se adresează celor care au trecut prin abandonul emoțional, prin neglijența emoțională. El folosește această metaforă a cepei, care este foarte întâlnită în literatura psihanalitică, doar că cumva inversează. El spune în nucleul traumei nu se află mai degrabă abuzul sexual sau abuzul fizic, și mai degrabă la periferie. În nucleu se află, de fapt, abuzul emoțional, neglijența emoțională. Pe aceasta copilul o poate gestiona mult mai greu. Pentru că, hai să zicem, un părinte și abuzează fizic, își bate copilul. Dar poate că reușește uneori să arate și afecțiune. Și atunci copilul trăiește cu ambele, crește cu ambele. Dacă însă această afectivitate, afecțiunea, compasiunea, cum o numește Pete Walker, și protecția, cele două componente fundamentale pe care le numește ca fiind necesare dezvoltării psihologice normale pentru un copil, dacă cele două lipsesc, confortul emoțional nu se poate forma. De fapt, copilul se simte abandonat, apare trauma de abandon, trauma de neglijență emoțională, iar astea se află în centru, în centru durerii, în centru traumei. De asta sunt oameni care au trauma, dar care spun: dar pe mine nu m-au bătut părinții copilărie. Ca și cum doar o bătaie poate justifica sechele pe care le poartă an la rândul. Obișnuința, de pildă, de a renunța la sine, de a fi băiat bun, de a fi fată bună, nevoia de a ținti perfecțiunea, o rușine toxică de care se învelește și cu care se acoperă, ca pentru a primi, sperând în secret să primească în cele din urmă o recunoaștere și o afecțiune pe care n-a primit-o niciodată. Da, și inclusiv minimizarea, aș adăuga, Andrei, la ce ai spus tu, această minimizare prin comparație. Mm-hmm. La un moment dat se gândea că el era lovit doar cu dosul palmei și un alt prieten al lui era lovit cu pumnul și era automat era hrană sau combustibil pentru criticul lui, care putea să minimizeze în continuare, să zică, hai că ți-e dă cu dosul de palmă. Celălalt copil îi dă cu pumnul sau poate altul nu e lovit și uite că ăla, celălalt a fost lovit, ca și cum abandonul n-ar fi contat, n-ar fi durut și el suficient de tare. Da, aș mai sublinea aici o chestie legată de faptul că el numește, practic,
cum ai spus și tu, formele acelea de abuz activ sunt considerate tot abandon, inclusiv abuzul fizic sau verbal sau chiar și sexual sunt forme de abandon. Și el face distinția între abandon activ și abandon pasiv. Abandonul activ ar fi abuzul și abandonul pasiv este neglijența. Și, nu știu, cred că cel puțin acum la a patra lectură de carte, că m-am hotărât să tot citesc și să tot citesc, pentru că vreau să o aduc cât mai mult în conversația publică, mi-am dat seama din propria experiență că, într-adevăr, nu doare mai puțin abandonul pasiv, acela al neglijenței, nu doare deloc mai puțin. Poate să fie foarte, 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 foarte dureros această absență și mai greu de lucrat cu ea. Deci cumva, poate cei care ne ascultă și consideră că nu au fost expuși unei forme de abandon activ, de abuz, și poate cred că neglijența nu i-a afectat atât de tare, poate că o să-și descopere niște lucruri acolo cu care o să poată lucra înspre vindecare. Știi ce mai cred eu? Că este și, mă rog, vorba despre un proces de conștientizare. Mă gândesc că atunci când ești copil, cu siguranță abuzul fizic este cel mai vizibil. Da. Te doare și mărturisesc, nu mi-e rușine să o spun, mărturisesc că am trecut prin forme de abuz, o bătaie, o palmă și așa mai departe. Și copilul, mă gândesc că percepe mai acut în copilărie abuzul fizic decât cel, să spunem, emoțional, pe care el nu prea îl înțelege copil fiind, dar uite că la maturitate, de fapt, se dovedește că abuzul emoțional și mai ales abandonul și neglijența, noi le resimțim altfel. Da? Și ni le aducem aminte ca traume, ni le aducem aminte în alte contexte mult mai importante. Și mă gândeam, Sebastian, să te întreb, de unde vine până la urmă această formă de abuz pasiv, această neglijență din partea părinților? De unde vine? Cel mai probabil vine din propriul lor abandon. Nu e vorba de... În general, lucrurile astea se perpetuează foarte mult. Perpetuarea unui tipar. Exact, exact. Transgenerațional. Chiar mă gândeam că părinții mei au susținut foarte mult traducerea acestei cărți și au fost foarte, foarte, m-au susținut foarte mult și sunt foarte bucuroși că am tradus-o, dar mă gândesc și la ei, la un fel de dublă postura a lor, că practic eu am tradus o carte despre traumă și neglijență, nu din copilărie, și asta ar putea să-i pună într-o lumină proastă, să zicem, dar chiar m-am gândit că nu poate fi vorba despre asta. Eu, într-un fel, mi se pare că tratez mai degrabă sunt abordate lucrurile care s-au întâmplat în amonte de părinții mei. Sunt pur și simplu niște lucruri care nu au avut legătură neapărat cu persoana lor, ci mai degrabă cu ce a venit din spate, cumva. Chiar sunt foarte mândru de părinții mei că au reușit să facă salturi foarte mari, consider eu, față de ce spuneam, față de ce a venit din urmă. Îi apreciez foarte, foarte mult. Dar lucrurile astea care vin din spate sunt foarte grele. La mine consider că au ajuns într-o formă mai atenuată, dar sunt convins și știu, ca un fapt, nu e doar o presupunere, știu că ei au suferit mult mai mult decât mine. Și întrebai de partea asta de abandon și de neglijență, de unde vine, e... Mi-am notat aseară un citat pe care l-am și postat, că m-a atins foarte tare, apropo de ce zicea Andrei, că poate nu spune de multe ori chiar lucruri noi autorul, dar reușește să le spună într-o formă care este foarte, foarte percutantă. Spre exemplu, zice aici: miezul durerii sufletești și al suferinței psihologice se află în pierderile neprocesate care au decurs din creșterea de către niște părinți care au abandonat. Și după aia spune, prin doliu, prin procesul ăsta de jelire și de deplângere a lucrurilor pe care le-ai pierdut, o persoană poate învăța să-și elimine frica, care este acea moarte a sentimentului că ești în siguranță, să-și elimine rușinea, acea moarte a sentimentului că ești valoros, și depresia, acea moarte a sentimentului că ești cu adevărat viu. M-a frapat foarte tare, foarte tare, ce poate să însemne un abandon chiar și în formă pasivă a neglijenței. Cum poate să te facă să-ți fie frică? Cum poate să te facă să-ți fie rușine? Să consider cumva că e din cauza ta s-a produs abandonul.
Și după aceea acest sentiment de depresie, de devitalizare, sentimentul că nu ești cu adevărat viu, toate acestea prin neglijență par foarte, foarte greu de crezut că ar putea să se întâmple, dar din păcate se întâmplă. Și exemplul din carte care mi-a arătat cel mai mult puterea abandonului și a neglijenței și m-a făcut să ajung într-un punct în care să nu mai minimizez atât de mult această lipsă, a fost momentul în care vorbea despre creșterea fenomenului de moarte subită în rândul bebelușilor, odată cu introducerea unor norme germofobe, la un moment dat în spitale, conform cărora copiii nou-născuți n-ar fi fost bine să fie atinși, pentru că, vezi, Doamne, să nu fie contaminați cu diverse chestii, ei fiind foarte sensibili. Și a observat că din cauza asta, că nu se permitea atingerea și intrarea în contact cu ei, mulți bebeluși efectiv au ajuns să moară efectiv și spunea că practic acest neglijența și abandonul ca și urmări se întâmplă pe un continuum. Foarte mult elementul ăsta de continuum e foarte prezent în cartea lui, ca să te facă să înțelegi că lucrurile se întâmplă pe un spectru și nu sunt albe sau negre. Nu există ai fost sau n-ai fost abandonat sau ți-a făcut rău sau nu ți-a făcut rău neglijența. Și zicea că practic nu știu, un bebeluș care e ignorat timp de 15 minute, să zicem, și el urlă furios, încercând să descarce furia și tristețea și încercând să semnaleze părinților care are nevoie de ceva. Nebăgat în seamă, pentru o perioadă de timp poate să simtă depresie și acest sentiment de devitalizare, dar perpetuată suficient de mult această situație, ea chiar poate să-l facă pe bebeluș să moară, din păcate. Pentru că spunea și el că nu știu, evoluționist vorbind, de-a lungul zecilor de mii de ani cât ne-am dezvoltat noi ca și rasă umană, pentru un bebeluș evoluționist vorbind, dacă el plângea, urla și nu exista un ajutor imediat sau o prezență imediată a părintelui, până și 5 secunde ar fi fost suficiente unui prădător să-l înșface și și ca el să moară. Deci efectiv, practic bebelușii care au zbierat și au primit ajutor au avut șanse mai mari să perpetueze specia și bebelușii care au plâns și n-au primit ajutor și poate au fost mâncați de prădători, nu au trecut mai departe. Deci importanța asta a plânsului și a furiei și a exprimării tristeții și după aceea a contactului părintelui care să vină acolo să fie alături de copil și pentru toată reglarea emoțională e foarte, foarte important. Atunci mi-am dat seama în ce hal poate să afecteze această neglijență pe care poți să iei, ce a făcut domnule, că nu l-a bătut, vorba aia, nu i-a făcut nimic, nu e greu de înțeles pentru mine și o să rămân să integrez asta în următoarea perioadă. Cred că e destul de procesat destul de greu de procesat pentru toți trei. În timp ce te ascultam și spuneai de povestea cu bebelușul și de nevoia lui, pe lângă nevoile primare fiziologice, nevoia aceasta de conectare și de conexiune cu un îngrijitor sau cu figura maternă, gândul m-a dus la reglarea afectelor și la stilurile de atașament al lui John Bowlby. Da? Ce se întâmplă, iată, în copilăria noastră și cum ajungem noi să avem aceste stiluri de atașament, ba anxios, ba evitant, ba dezorganizat și așa mai departe. Andrei, mi-a atras atenția la capitolul 2, pentru că el, cum spuneam, împarte vindecarea pe mai multe paliere, vindecarea cognitivă. Cum putem, de fapt, să îmblânzim criticul acesta interior, vocea aceasta critică interioară, care de cele mai multe ori ne spune, nu ești suficient de bun, nu ai meritat iubirea părinților pentru că nu ai fost cu minte, e nici acum ca adult nu meriți să fii fericit. Mă întâlnesc adesea cu criticul acesta interior și în viața mea și mă întâlnesc cu el și în cabinet cu persoanele cu care lucrez. Și unul dintre lucrurile pe care le spun în privința asta este tehnicii relativizării. Dacă te uiți cu atenție la ce spune criticul interior, vei descoperi că adesea spune, sau destul de, într-o măsură considerabilă, spune prostii. Cu alte cuvinte, îl poți prinde cu o caua mică. E foarte important să te uiți, să urmărești cu atenție ce spune
astfel încât să, inclusiv să-l poți da jos de pe piedestalul autorității despre care el, de pe care el îți vorbește. Această dezvrăjire, de fapt, face parte din abordarea cognitivă despre care vorbește Pete Walker, doar că el spune și avertizează, este doar primul pas pe care îl facem. Nu ne oprim la el. Avem nevoie să mergem mai departe. Avem nevoie să, dându-ne seama de prostiile pe care el le spune, să ne restaurăm încrederea în sine. E un proces de lungă durată. Avem nevoie să ne găsim aliați. Cum mai spun uneori în cabinet, avem nevoie să ne construim o galerie personală. La orice meci între două echipe există o galerie adversă și o galerie personală care te susține. Criticul interior, vocea criticului interior este vocea galeriei adverse. Sigur, ea este acolo pentru a te ajuta să supraviețuiești, dar e o voce care nu mai este adaptată realității curente și care ți încurcă viața. Și atunci ai nevoie inclusiv să poți să îți construiești și această galerie personală care să te susțină. Da. Aș face o mică completare aici. Mă gândeam că în timp ce traduceam cartea, evident că s-au pus în mișcare foarte multe lucruri în interiorul meu. Și chiar în timp ce traduceam, mi-am sesizat această tendință a criticului de a, nu știu, de a interveni, nu știu, pe bază de perfecționism, de exemplu. Vedeam că mă blocam pe anumite pasaje și îmi zicea, dar ce te-ai apucat tu acum să traduci cărți, că tu nu ești un traducător, tu nu vezi că e greu să redai sensul și în ce te-ai băgat, mai bine nu te băgai, nu știu ce. sau chiar și în cadrul acestei prezentări, mi-aș fi dorit să fiu cel mai elocvent prezentator acum, să pot să sintetizez cartea într-un mod așa de perfect și de bun, încât toată lumea să zică, wow, ce faină carte, ce bună treabă a făcut băiatul ăsta, dar mi-observ chiar și acum această tendință și chiar dacă mi-aș dori să fie cea mai bună prezentare, adevărul e că vin în această prezentare cu elementele de care mi-aduc acum aminte și elementele care sunt acum la îndemâna mea și mi-aduc aminte de conceptul ăla lui David Winnicott, acela de good enough. Și până la urmă, da, cred că îmi propun să avem o prezentare good enough, la fel cum poate e sănătos să ne dorim good enough parenting și good enough galerie de susținători și așa mai departe. Da, ca să mai adaug ceva, este procesul ăsta de vindecare cognitivă ne ajută să, de fapt, să ne eliberăm de refrenul pe care ni-l tot recită criticul interior. Să înțelegem că nu suntem tot una cu ceea ce el ne spune. E ca într-o practică, cum spune chiar Pete Walker, de mindfulness. Să fim atenți la ce ne spune și la a privi noi, dacă într-adevăr este chiar așa. În felul ăsta poți adesea să-l prinzi cu prostii pe criticul ăsta interior. După care urmează și etapa vindecării emoționale, pe care Pete Walker o descrie ca fiind o recuperare a naturii emoționale, o realfabetizare, de fapt, cu emoțiile noastre, cu cele grele, mai ales cu cele grele, cu jalea, cu libertatea de a jeli, de a ține doliu și cu necesara jelire, de fapt, ca asumare a proprii suferințe, astfel încât suferința să poată fi străbătută, să poată fi înțeleasă, să poată fi apoi reinvestită cu un sens nou și vindecător. Ca atare, să zicem cu dezvoltarea unei inteligențe emoționale. Ca atare, această vindecare cognitivă este doar primul pas. E un pas foarte necesar. Știm care este dușmanul. Știm cu cine ne confruntăm. Pentru că această carte despre CPTSD, de fapt, mie îmi place să spun că este o carte foarte bună despre acest critic interior. Despre exact ceea ce Donald Kalshel descrie prin acel mecanism arhetipal de apărare, acel self-care system, care poate fi de-a dreptul destructiv, plecând exact de la pretenția protejării inocenței rămase în copil. Da, aș mai completa aici, pe lângă doliu și partea de procesarea tristeții și partea de exprimare a furiei, cu cele două pe care le spune că tot timpul se împletesc, și că nu poate să existe o descărcare completă fără ambele, pentru că orice încălcare de graniță, nu trauma, e o încălcare a granițelor,
fie că e vorba de cele fizice sau emoționale, ea vine cu o lipsă acolo și până nu se descarcă și partea de furie și partea de tristețe, nu se descarcă ceva complet. El mai spunea că societatea cumva le spune fetițelor că nu au voie să fie furioase, că o fetiță nu e furioasă, o fetiță e blândă și băiatul nu are voie să plângă, nu are voie să fie trist. Băieții sunt puternici, ei sunt nervoși, sunt așa. Și practic ajungem să descărcăm incomplet. Poate bărbații sunt mai aplicați înspre o descărcare, ei încearcă să descarce inclusiv, să descarce tristețea tot prin furie și ajung în punctul în care văd că nu pot să fac asta și femeile ajung să fie foarte triste, dar să nu exploreze și să nu descarce partea de furie. Și tot nu e suficient. Deci astea două el le pune foarte, foarte împletite. Da, asta ar putea să ne facă să ne recuperăm, practic, granițele sănătoase. Da, pentru că, până la urmă, iată, vorbim încă o dată, nu știu câta oară, despre limite, despre granițe sănătoase, dar și despre normele socioculturale, cum bine ai punctat tu, Sebastian, și cu Tume, chestia asta cu băieții, nu au voie să plângă, știi, apropo de titlul cântecului, și bărbații sau și băieții plâng câteodată. Da? Ei, pentru ei, să spunem că e legitim din punct de vedere social să-și manifeste tristețea sau dezamăgirea prin furie, e acceptat din punct de vedere social, nu este acceptat în schimb la femei și asta mă duce cu gândul la o altă carte a lui Harriet Lerner, Dansul furiei. Cum la bărbați partea aceasta emoțională și zona aceasta de vulnerabilitate iarăși nu prea este acceptată din punct de vedere social și iată că sunt lucruri care se îmbină cumva și când nu avem una avem cealaltă și tot așa. Deci până la urmă au de suferit în egală măsură și fetițele, băieții, respectiv femeile și bărbații. Ca o concluzie la discuția noastră, de ce ați recomanda această carte? Andrei? Da, vine să spun mai multe lucruri. Pentru că fără suferință nu există transformare. Și fără conștientizarea suferinței, nu o putem apuca pe drumul acestei transformări. Fără conștientizarea suferinței și a felului în care ea se întâmplă în viața noastră. De unde ne vine? Cum ne-am malformat? Care sunt mecanismele noastre de apărare inconștiente care ne-au ajutat să supraviețuim? Și dacă nu reușim să vedem lucrurile acestea, să le acceptăm, să le internalizăm, nu avem cum să ajungem la bucurie. De fapt, fericiți cei ce plâng. Da, chiar. E un adevăr. Nu e doar o promisiune. Căci ei vor fi mângâiați. Sebastian. E foarte important pentru noi, cei din prezent, adulții din prezent, ca să putem să avem grijă de noi și ca să putem să accesăm inclusiv bucuria despre care vorbea Andrei, este foarte, foarte, foarte important să vedem ce s-a întâmplat în spate. Îmi vine în minte o poveste care se leagă cumva de abuzul sexual pe care l-ai amintit la începutul discuției, Sorin. Arată foarte clar cum procesarea unui abuz, inclusiv de tip sexual, care s-a întâmplat în trecut, poate să ne ajute să ne păzim în prezent de aceste forme de abuz. Una dintre pacientele lui Pete Walker îi mărturisise că a fost abuzată sexual ca și adult de către niște figuri de autoritate, de către un profesor, de către un medic la care mergea și chiar de către o față clericală din viața ei. Și săpând un pic mai departe și-a dat seama că în momentul în care ea avea un tată abuziv care o bătea, ea cumva și-a găsit refugiu în compania unui unchi, dacă nu mă înșel, și în scurt timp cumva acea relație a alunecat și înspre niște atingeri nepotrivite și o interacțiune nepotrivită dintre unchiul ei și ea.
Și atunci, ea neputând să protesteze, pentru că fusese învățată să nu protesteze de către tatăl ei, nu? Pentru că un părinte abuziv de obicei pedepsește cel mai tare aceste forme de protest, ca să poată în continuare să-și facă formele de abuz, pedepsește orice formă de a spune nu. Și după ce a reușit să integreze acest episod din trecut, s-a întors într-una dintre ședințele recente la PIT și spunea foarte mândră de faptul că s-a întâlnit la birou cu o persoană care de câteva săptămâni începea să aibă niște interacțiuni nepotrivite cu ea și chiar să o atingă așa într-un mod care nu era potrivit pentru locul de muncă. Începuse cu niște bătăi pe spate, începuse să o atingă pe antebraț, după care în următoarele momente o ținea de mână și o prindea de mână. Și în momentul în care ea și-a amintit că, uite, în trecut eu făcusem chestia asta și nu am zis nu, și uite ce se întâmplă, că de fapt e o perpetuare a unui pattern din trecut, în momentul ăla a avut un click și a zis să nu mai pui niciodată mâna pe mine. I-a zis într-un cadru în care mai era și încă un coleg de față. I-a zis asta să fie ultima dată când pui mâna pe mine, nu-mi place când mă atingi și gata, asta să fie ultima dată. Și a venit în cabinetul lui Pitt plângând de bucurie că a reușit să facă asta și că a reușit în prezent să se apere, nu? Autoprotecție, să reușești să ai grijă de tine. Și a exprimat cât de recunoscătoare e pentru faptul că, uite, m-ai făcut să fiu conștientă de ce s-a întâmplat în trecut, să-mi dau seama cum mi-au fost încălcate granițele, să-mi dau seama că eu în prezent eu nu mai trebuie să tolerez astfel de încălcare ale granițelor, să pot să am grijă de mine. Și era, yes, acum pot să mă apăr, pot să protestez și pot să fiu în siguranță. Deci de asta aș recomanda-o, ca să fim bine în prezent. Dragii noștri, aș încheia discuția noastră cu următorul citat, un citat foarte scurt din Pete Walker. Această carte este efortul meu, plin de speranță, de a crea o hartă pe care să o poți urma pentru a vindeca rănile care vin din faptul că nu ai primit suficientă dragoste în copilărie. Le mulțumim invitaților noștri de astăzi, Andrei Găitănaru, psihoterapeut, și Sebastian Olar, traducătorul cărții Recuperarea în urma traumei, abuzului sau neglijenței emoționale din copilărie, PTSD, 13 pași esențiali ai procesului de vindecare. Pete Walker, vă arăt și cartea la cameră. Mulțumesc foarte mult, Andrei, Sebastian. Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi superbă, o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! Mulțumim mult! La revedere!